Deja doarme afară în frig și se antrenează pentru a participa la competiția pe care Tiberiu Ușeriu a câștigat-o în ultimii ani. Vorbim despre sportivul din Parâng, Toma Coconea, care acum susține că va pleca și el la Cercul Polar cu Sania ca să preia astfel ștafeta de la Tiberiu, marcând astfel încă o bilă albă pentru proiectul Via Transilvanica. Pe Toma îl găsim cu parapanta zburând prin curenții munților de la Alpi în Pirinei și chiar dacă nu își abandonează aceste proiecte, acum vine să ne spună că va prelua ștafeta de la bunul său prieten Tiberiu Ușeriu. Vrea la competiția de la Cercul Polar și ne spune că acum deja se antrenează pentru anul viitor. Da, e una din dorințele mele, că am vorbit și cu Tibi, mi-a prezentat foarte mult competiția, strategia competiției, cum să abordez antrenamentele și să... Am fost la un pas anul ăsta să mă duc la Arctic, să zic așa, să duc drumul mai departe și pentru proiectul Via Transilvanica, să alerg pentru proiectul Via Transilvanica, să merg mai departe, dar am fost un pic cu imunitatea și un pic răcit iarna asta, nu m-am simțit eu pregătit și trebuie să fiu conștient și când mă simt bine pregătit și pot să câștig această competiție și eu să o duc ștafeta mai departe, atunci mă înscriu. Doamne, spui că deja dormi afară. Da, m-am pregătit, am dormit afară, dar mi-am dat seama că nu sunt acum încă pregătit, că am tras cu o răceală destul de mult timp și am simțit că sunt un pic sensibil și de asta am renunțat anul ăsta. Ușeriu a câștigat mereu această cursă, iar din Valea Jiului, cursa infernală de la Cercul Polar, denumită 6633 Ultra Arctic, îl are pe podium și pe Avram Iancu de la Petroșani. Proiectul lui Coconea însă va fi dedicat traseului ce va delimita Via Transilvanica. Toma este ambasador, iar acest traseu național are ca punct de plecare drobeta Turnul Severin de la podul lui Apolodor din Damasc, trece apoi prin munții Cernei, prin cetatea Ulpia Traiana Sarmisegetusa de la Orăștie, Terra Saxonia de la Copșa Mică la Deia, Terra Siclorum de la Deia la Sovata prin Călimani, spre Bucovina, prin Pasul Tihuța, spre Putna. Sunt 950 de kilometri pe teritoriul a 10 județe, printre care și Hunedoara.